Salutare! Bună dimineața! Ce facem noi astăzi? Nu eu armurii, că bă, uite-te un pic la el. Da, mie, da, mie, mersi. Dați-mă și mie. Dați-mă și mie. Ia, bă. Mamă, șcâie, am împărțit, bă. Soții pe tine când... Soții pe tine când îți dai poțiunea, da? Da, da, da. Bă, dar chiar, mă, stai, mă. M-am făcut cu armură. Ce facem astăzi, Costine? Zi, bă. Tu una pe care ai încercat-o. Deci, astăzi facem hide and seek, bă. Da, bă, da. Cine? Cu cine? Cu mine. Bine. A, cu tine și cu tine? Bun. Ideea este că... Ideea este că da. Zi tu. Ce da? În aceste trei chesturi eu am ascuns un trandafiraj, deci eu știu unde este și tocmai de asta eu nu o să aleg. Bun, ați văzut? Stai să-mi arăt o dată. Pam, pam, pam. Nu are nimeni idee unde este trandafirajul și ei vor trebui să aleagă. Cine ia trandafirajul, ăla ne caută și ce doi ne ascundem. Mi-am luat poțiunea, bă. Bun, eu aleg pe ăsta. Stau pe el, stai pe el. Bun, tu ce alegi, Costine? Tot pe ăsta. Hai, mă, tu te mai de acolo. Asta e viața, alegi altceva. Asta. Bine. Deci Costini, nu? Da. Deci eu trebuie să vă găsesc? Dar știi, după ce da. m-am gândit că o zis Ovidiu, o zis, l-a deschis pe toate și o zis, bun, deci ați văzut și era la acest ăsta. Și atunci de ce nu te-ai dus la ăla? Păi dar nu vreau să caut, vreau să mă ascund. Bine, cum bă, să caut cel mai fain? Nu, mi-e place să mă ascund. Ascundeți-vă, mă, ascundeți-vă dată. Nu, hai să ne ascundem, barbasane. Apropo, cine găsești? Nu contează cine găsești. Bă, ce găsești? Bă, unde? Bă, pe ce parcele ne ascundem, bă? Nu zicem. Ne ascundem pe parcela lui Cătălin, pe parcela ta, pe parcela lui Houdini și pe parcela lui Foxy. Bine. Patru parcele. Cătălin, Houdini, Foxy și Ovidiu? Practic. Nu. Costin, Cătălin... Gata, am scris pe chat. Houdini și Foxy. Aș fi ales Lavinia, dar nu avem unde să ne ascundem la ea. Că e tot bubuit. Nu de la mine. La tine pe parcela bubuim. Bine. Eu am bubuit un creeper. Bă, și facem o regulă de acum, să stabilim, pentru că nu mi se pare corect, să nu ne ascundem folosind chestii din afara parcelei. La bine. Să nu te urci într-un copac și din copacul ăla să sar pe parcelă, că e cam nasolic așa. Da bine, barbașane, dar fii atent, mai am încă o chestie, dacă te găsește pe tine, tu l-ajut să mă caute. Și bineînțeles, nu avem voie să punem blocuri, nu avem voie să spargem blocuri, să știi asta. Da, eu-s gata. Bă, cred că și eu-s gata. Andaline, mai e o pisică, mă, aici, acasă, poți să nu mi-o urmă și pisica, bă. Bun, hai să ne spunem, 3, 2, 1, poțiunea. Gata, poți să vin? Da. Bă, dați indicii, da? Bă, să nu-ți armură pe tine, că eu țineam pe mine, Ovițiene. Da, și eu. Indiciu dăm... Indicii la 6 minute, la 4 minute și la 2 minute. Da, bine. Cât mai avem din poțiune, hai să vedem. Te văd, Costine, te văd. Nu mă vezi. Cred că e lângă mine, bă. N-ai unde să mă vezi, mă, paletă. Deci n-avem voie să ne mișcăm decât un bloc, două, acolo în jurul la chestia. Bine, da. Hai să vedem. Da. Indiciu să-i dau la copil. Pile. Liniștea, ascultați liniștea. Bă, la 2 minute, da? Nu, la 8, la 6. La 6, da. Eu sunt pregătit deja, știu. 6 minute deja. Gata? Serios? Da, poți să dai indiciu. Zici tu sau zic eu primul? Zici tu repede. Nociv impostor. Da. Îl văd pe Nociv impostor. Eu văd multe rafturi. Rafturi? La gen bookshelves. Deci eu văd bine gen Nociv Impostor, să ne înțelegem. Și eu le văd bine, nu le văd rău. Da. A, deci doar le vedeți. Am înțeles. Doar bă. Mai fi pe ele, că nu ziceam unde sunt. Dar tași, bă, că eu am zis, bă, acum. Ce, mă? Da, hai că am zis unde sunt. Da, care poate fi Nociv Impostor dintre ăia doi ori? Păi numai pe unul mai scrie Nociv. Bă, ce, ta, mai bine tăceam. Am înțeles cum stă treaba de fapt. Am mai dat un hint. Bă, Costine, du-te de pe drum. Cum? Du-te de pe drum, că mă sperii. Nu la Houdini. Mamă, că o intră la Houdini, nu pot să cred. O intră la Cătălin. Și că a intrat la Houdini, de a intrat la Cătălin. Doamne, ce trollări. Cacealma. Mamă, îl văd pe Costin la Houdini. Dă-te, bă, din corcoduș. De secundă trebuie să dai iară un hit mai bun de data asta. Hai să dăm un time set today. Poate e bubui lui Cătălin ăsta aici. Na, pe ce contează? Da, chiar.
Hai să-i pupuim ăsta lui Cătălin. Stau aici, mă, îmi place. Ia, mă, unde sunteți? Ești curios dacă ne... La două minute eu zic să zicem pe ce parcelă suntem. No, bun. Și dacă ne găsește, valorează un punct. Pe fiecare care ne găsește. Da, da, da. Vezi că imediat trebuie să mai dăm un hint și eu nu știu ce să dau. Eu știu. Nu mai zic. Zic când și-l dau. Acum. Taci mă din gură. Măleu. Bă, chiar nu știu ce hint să dau. Cred că nu mi-ai dat niciun hint. Îl dau eu? Ce hint, ce hint mi-ai dat? Văd mormântul de lângă Bostani. Ok, n-am înțeles absolut nimic. Eu pot să spun că... Costi știe de ce zis asta. Bun, eu văd foarte aproape un impostor. Tu ce mi-ai zis, nociv? Eu am zis că văd mormântul de lângă Bostani. Gen aproape? Ăla gen unde erai tu, mă, pe mormântul pe care erai tu. Aolo. Costel cu cărnița în mână. Mâncai aici cărnița. Dacă nu timpul, mai facem una, cred că. Ia mă și tu. Cum adică? Mai să mai facem una. O rundă dacă ne ajunge timpul. Păi normal că mai facem o rundă. Sigur că da. Timp, mă, că eu nu vă găsesc. Dăm vreo 2-3 runde. Că... Facem 3 runde, mă, să fie treaba, treaba. Fiecare să caute odată. Bă, lasă insula, că nu e nimeni pe insula aia. Doamne, uite 3 runde să o copățăm. Dă-te mă jos de pe insulă. Uite, ia, îți zic când sari. Dacă sari. Sări, mă. Sari ca să ții că ai sărit. Nu sare, mă. O s-a pus shift. Au mă tuit în jos. O căzut. O căzut pe lângă, mă, nu o căzut în apă. După lângă. Un hintul final parcela. Da, bun. A zis că vede crucea, bă, dar unde-i, mă, dacă vede crucea? Mamă, dar dacă dau parcela pe mine, mă prinde, bă. Practic amândoi am dat hintul cu impostor. Pe mine mă prinde, bă, dacă dau hintul și cu parcela. Păi na, panda mea. Dar zicem deodată, da? Ca să nu fie influențat să vină după mine sau după tine. Da, da, da. Hai mă, ziceți odată. Nu vreau. Pe cât mai? 20 de secunde, oho. Băi, chiar atât de paletă sunt. Aveți, nu trebuie să ne cauți printre parcele, doar pe parcele. Da. Zic și eu. M-am uitat pe gard. Stai că la Lavinia nu e. La Foxy. La Lavinia, bă. Foxy. Bun, încă 4 secunde. 3, 2... 1, zi. Costin. Cătălin. Deci la Cătălin și Costin suntem. Oare cine sunt ăștia doi? Bă, la mine cred că aș avea mai multe șanse să găsesc. La Cătălin, ce mă bucur. La Cătălin nu știu ce este. Ce câine, domnul. Îmi vine repede el la... Ai zis că e aproape de impostor. De fapt, ai zis foarte aproape. Deci ar trebui să fii câteva blocuri de el, gen. Depinde, e impostor. Da. Vezi că fix între craci lui acolo. Între craci. Nu știe copilul. Și care a fost primul indiciu? Primul indiciu era cu rafturile. Nu rafturi, cum să numesc? Ba, dar rafturi de alea de cărți. Iar rafturi de cărți cu barrel-uri. Ce mă? Mi-ai zis barrel. Nu mă, bookshelf. A, bookshelf. Aoleu, rafturi mă de alea cu cărți, mă, nu știi ce să le ia cărți. Da, mă, stai, mă, că bibliotecă gen. Ce? Biblioteca, nu? Da, mai mă, am cât? Așa. Un minut. 54. Bă, cum? Eu un minut și 40, nu? Ia. 45 de secunde. Păi cum, că am dat deodată? Păi și? Păi și eu mai am un minut 30, cum e posibil? What? Bă, am pus de alea de invizibilitate unele mai mici decât altele sau cum? Păi nu cred că există, doar de 3 minute și de 8 minute. Bă, eu nu sunt stare să găsesc pe nimeni, nu. Bă, n-ar, deci în fine, oricum. Eu mai am 25 de secunde. Eu un minut și 16. Cum e posibil? Păi lasă că expiră la mine, nu mă găsește și să-mi aduci un piș pe la tine. Da, e bine, nu contează. Are o tot numai pe mine, pe tine te-a abandonat, că ești safe. Dar o trecut, mă, 8 minute, mă, o trecut lejer. Păi filmăm de 9 minute jumate, deci cam da, nu? Bă, 5 secunde, Costine, vezi că o să fiu vizibil imediat. Gata, sunt vizibil. Vezi că mai am 50 secunde, mai am. Bă, și m-am uitat acolo, dar nu te-am văzut, mă. Costine! Chiar m-am uitat. Da. Trebuie de la cât acum? Hai, caută. Aș vrea să-ți mai dau un hint, dar nu cred că e corect. Stai că vin, te ajut. Stai, mă, cât... A, da, stai că te ajută și eu, Vițianu.
Bă, ăsta vine iar pisica după el, mă, cred că e omul. Sincer, am și vrut să zic că n-am nici cea mai vagă idee unde te-ai dus, nu te-am urmărit sau ceva. Păi oricum, așa e frumos, să nu ne urmărim. Deci când ne ascundem să nu fim atenți la ceilalți. Da, bă, da. 18, 17, 16, 15. Impostor? Bă, eu cred că știu unde îl găsesc, mă. Dar l-am văzut, bă, e aici, te-am văzut noi cive sus acolo. Trebuie să ajungi la mine. 6, 5, 4, 3, 2, mă văzut, mă, da. Mă prins. Nu văd mai pe niciunul. A, eu am fix în partea asta. Te-am găsit. Nu pot să cred că te-au găsit la sfârșit. În bă, ultimele secunde. Ok, cu poțiunile alea, mă? Da, nu știu, ceva ciudat, oricum am dat clar, m-a făcut invizibil, clar, nu-i... Păi clar te-am găsit, bun. Toate la fel, toate la fel. Deci ai un punct, Barbasane. Da, am un punct. Bă, și știi cum ar fi cinstit? De exemplu, dacă tu mă găsiai, Ovițiene, doar jumătate de punct să primească. Să știi că da. Bă, uite, chiar are mâță, Ovidiu. Facem o schemă cu tine. Ia, bă, toate 2 minute, bă, ce-ai reușit să faci? Cum? De ți-o rămas mai mult timp. Nu știu, n-am înțeles. Deocamdată, deci așa, clar am spart. Că îi fac felul dacă nu. Da, pe bun, acum Costina căuta, mai rămâne între noi doi. Costin ascunde ceva în chesturile astea. Păi eu... eu trebuie să ascund. Nu, da, da, Costin trebuie să... Ascund, da. Hai să ne uităm aici ce am partea asta. Spatele așa. Ce e aici? Eu l-am făcut ăsta. Premiu. E gol. Pun un chest în el. Eu am pus o bucată de lemn. Gata, bă, eu aleg primul, că eu n-am aleg. Alege, alege, alege. Ăsta. Ăsta. Aaaa, hai că e bine. Bă, trandafir. Mă duc la mine pe parcele, că n-am treabă cu voi. Tot aceleași parcele au rămas. Da, da, da. Deci aveți grijă să nu vă uitați unul la altul, că după aia dacă prim pe unul, nu e ok. Da. Gata, stau pe aici, pe la mine, pe la Bruni. Aș putea să dau dovleci ăștia jos. Dă-i frate. Să muncesc până una alta. Deși n-ar trebui să-i dau jos, că tot vine, de fapt, astăzi Halloween-ul. Win-win-ul, Halloween-ul. Exact. Halloween sau Halloween? Halloween. Olea. Halloween. Halven. Bun, ce aveți? Să vin cu pisica după voi, nu știu. Bă, de-aia mi-am luat poțiune! Aoleo! Păi dă-ți din creative, intră creative. Aoleo! Eu mi-au de aia de să bea, mă. Nu că s-o cocoțat undeva unde o s-o băga cu creative-ul. Da, o, dar chiar, mă, game mode... Survival, gata. Deci aceleași parcele rămân, da? Da. Sigur că da. A ta, lui Houdini, lui Foxy și no, lui... Eu-s gata. Eu nu. Înțeleg. Hai frate, că nici eu nu-s gata. Aoleu. Cine nu-i gata, îl iau cu lopata. Hai că oricum o să vă găsesc repede, să treacă repede. Da, mă, ne găsești acum. Pe mine două secunde găsit, ne găsește el, bă. Pe mine m-a și găsit, mă, cred. Hai, mă, mai e cu talent. Eu-s gata. Păi tu, dar ăsta la alt. Gata, am plecat. Hai, mă. Ești gata, mă? Gata. 2, 3 și... Am să dat. N-aveți armurică. Da. Am plecat în căutare. Bă, ăla pierd 10 secunde până ajung la parcele. Dar mă interesează, eu n-am pierdut timp. Da, frate, el n-a pierdut timpul? Timpul costă bară. Aveți grijă cu hinturile să le dați la timp. El vrea timp în plus, mă, la Padino. Păi stai să mă uit. Mamă, deja mai sunt 6 minute jumate. Cum e posibil, bă? Vin cu pășica după. Bă. Bă, nu a trecut un minut. Nu a trecut un minut jumate. Acum trece prea repede timpul la mine. Nu, n-are cum ceva. E buguit. N-ai cum. Mai dă-ți una din creative și să când mai ai 0 să-ți mai dai un minut jumate, gen. Mai bine, stai. Să fii pe fază, cum panda mea, dacă te văd, n-a. Păi îmi zice Costin când se termină timpul. Da, și să dai înainte. Și Costin, bă, să zici mai e un minut. Mai e un minut până la aici. Nu mai reușești să buguiești Minecraft-ul. Nu știu. Minecraft. Nu vă puteți băga în butoaie, oare? Da, frate. Nu cred, nu? A, nu, mă, nu. Ne-am băgat în vent. Să zici tu când când se dă indiciu. Încă 40 de secunde, aoleo, la 10, acum 10 secunde. Mamă, și eu ce indiciu dau, ce indiciu dau? Eu știu ce dau. Și eu, gata. Eu nu știu. Zi, bă, Ovițiene, ce indiciu dăm? Unde sunteți? Da. Pe parcelă. Bine. Pe parcelă. Încă 28 de secunde, bă. Pandaline, te-ai cam dus. Hei, m-am dus. Să-mi ziceți direct parcela din prima.
Bine, da. Hai. Da, cândăm, da. Cândăm. Am înțeles. Costin. 10 secunde. Ăsta le numără. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Văd mult bambus în jurul meu. Eu văd, îl văd pe bebe Costin. Aoleu, pe bebe Costin îl vezi de absolut oriunde. Bă, ce șintă, râd. Și pe impostorul nociv îl văd de peste tot. Adevărat și asta? Păi eu n-am zis că îl văd, eu am zis că sunt lângă el. Păi da, eu îl văd, păi da, dar mi-a zis... Ai zis la al doilea hint. Păi da, eram lângă impostorul, deja s-a redus mult suprafața de căutare. Așa și? ADV? Deci îl văd chiar foarte bine. Dar nu văd da. Bambus, nu știu unde ești tu lângă Bambus. Bă, Ovițiene, de ce ai intrat, bă, la Cătălin pe parcelă, bă? Bă, da, nu are nicio parcelă Bambus. Ba da. M-ai spart. A, păi ești tu, Chiolete. De ce ai trecut, mă, prin fața mea? Trebuie să ne înțelegi, ai zis că vezi mult Bambus, nu? Păi pentru mine mult înseamnă mai mult de două bucăți. Bă, serios, nu. Aoleu, nu vorbește cu mine. Ce să vorbesc? Vorbești serios cu mai mult de două bucăți sau chiar e mult Bambus? No, pot să zic că nu-s două, dar nu-i nici extrem, da, extrem, extrem. Sună cu niște Bambus. Ia, încă 40 de secunde și dăm indițiu. Bă, Vițiene. Da, bă, indițiile. Voia să zic ceva, dar după aia te prindea, îi lasă așa. Să fac ce indiciu să-i dau, bă. Îi dai indiciu? Deci încă 25 de secunde, nu mai râdeți, mă. Și dai indiciu? Da, indiciu. A rămas bebe Costin în mine, mă, n-am ce să fac. 15 secunde. Nu mai zic nimic. S-a mâncat, mă, și-a rămas. Păi n-am șansă să te găsesc, bă, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Haide, zi. În apropierea mea relativă, deși va mediu, așa, e un câine. Eu aud portal, eu aud un portal de Nether. De ce amândoi stăți la Houdini, mă? Poate. Opa, era să ajungă Nether, nu Nether, mulțumesc. Apropierea lui relativă și vede, bă, a, Bambus e la tine, nu? Dar tu ce ai zis că vezi? Un tigru. A. Mă, voi vă bateți joc de viața mea, mă. Cum a zis așa din suflet, mă? Noi nici măcar ne-am dat poțiunea, că el mă vede pe mine și îl văd pe el. Prea easy. Mă. Hai, Pantaliniani. Hopa, mai care ești aici? Mă găsi, mă. Du-te, caută-l pe Costin. Costin, mai zis o dată indiciile că am cam uitat, sincer. Deci îl văd pe bebe Costin și aud portal de Nether. Da, dar eu mai bine m-aș retrage din asta, eu știu unde-i Costin, gen. Păi, și te-am zis că nu e ok. Păi da, dar nu-i vina mea că a venit pe parcela mea după ce și-o schimbat locurile de un milion de ori. Am înțeles. No, asta e viața, sigur. Îl caut. Bine, ți-am dat deja un hint foarte mare că e pe parcela asta deja. Da, a, păi știe. Nu mai are rost să-ți dau ultimul hint. Că pun hint din parcela. Houdini. Ce? Știam că sunteți pe parcela asta. Păi da, și toate indiciile m-au dus la parcela asta. Știi care... Poate mai fie... Și eu am portal de Nether pe parcela. Da? Da. Aoleu. Am fi surioritul ăsta, m-aș fi gândit oricum. Da, mă, dar faza nasoală e că eu stăteam acolo, Ovițiene, și pe aia el a avut un loc și a venit în curte aici și eu îl vedeam, am văzut că a intrat, n-aveam cum să nu-l văd. Deci da. Îți mai dau un pic, eu sunt pe parcela lui Houdini și aud portal de Nether și îl văd pe bebe Costin. Adică e clar, ai putea să mă gândi. Nu mai au sens indiciile celelalte. De asta zic. Oare cât mai e? Mai e ultimul indiciu, gen. Da, mă, dar cât timp mai e? Ce? Păi, un minut 50. A. Am căzut. El îl vede pe bebe, mă. Da. El credea că ne găsește repede, mă. Pe mine mă găsi, mă. Mi-a fost ciudă când l-am văzut că urcă acolo. Eu eram chiar pe cub, pe portal. Sincer, dacă nu erai tu, acolo mă puneam eu data viitoare. Opa, salutare, Costin! M-am găsit paleta, bă! Unde stăteai?
Nu mi-am luat. Aici eram, pe acolo. Fix acolo unde ești tu. Oh, bine. Nu mai am aia, mi-am pus casca asta pe cap. Nu, hai să vă caut și eu. Deci, Costin, o pierdut deja. Ok, da, deci tu mai ai șansă. Cum mai ieșim de aici? Asta e întrebare. Întrebare destul de bună. Ah. Easy. Mă terifiază, bă, portalele astea ale tale. Uite-l pe ăsta, Ciupilica. Ciupilica umblătoare. N-a Costine dacă te ia. Uite-te în spatele tău, obițiene, Ciupilica umblătoare. Hai să vedem, bă, acum ne caută Nocivan, Barbasan. Deci noi, stai să ne luăm poțiune, poțiune, poțiune. Da, bă. Și tu o să bei lapte să-ți dispară aia. Care mi-o dau un puțin. No, și că, uite, pe mine mă ține, bă, pe mine mă ține un minut acum asta. Pe mine 2 minute jumate, what? Ce-i cu deci, poțiunile, bă? Hai să nu mai... Uite poțiunile astea de splash, mă. Hai să nu mai folosim da, splash. Cred că nu le iei în întregime, mă, din cauza la splash-ul ăla. Ah, da, da, bă, și probabil trebuie să iei chiar tot. Deci îmi dau din aia clasică. Dar din fericire nu ne-am curcat cu nimic. Da. Nu știu, lăptică, te-am găsit la fix. Mi-am mai găsit mai repede de 8 minute, cu mult mai mult. Bun, deci mi-am dat poțiune, hai să mergem. Hai că mă uite și aia în jos. Așa, bun, copiile ai grijă să nu ne vedem unul pe altul. Bă, când ajungeți și vă luați loc, uitați-vă în pământ sau ceva. A, pe nu pot să mă uit tot episodul în pământ acum. Nu, mă, numai până vă ascundeți. Ne facem invizibil, da, ai dreptate. Eu nu m-am gândit la asta și l-am văzut pe Costin cum intră acolo, pe partea lui Houdini. Copile, ia să vedem că n-am prea avut timp de explorat, să văd unde mă pot ascunde. A, gata. Pe drum am voie? Da. Bine. Costin, o am muțit deja, s-o ascuns. Păi gata, ești gata, poți să vii. Nu, gata, stai așa. E gata. Schimb foaia cu torți. Ok, deci aici nu e cel mai bun loc din lume, aș putea spune. Facem rime pe loc. Rime pe loc, o dau non-stock. O dau din stock. Stai că știu, nu că știu, e gata. M-am dus. Să tai un copac. Hai mă, să-mi zici când ești gata, Pantaline, că eu mi-am găsit mai bună scuză. Bă, să beți poțiunea. Păi dai de bun la mine. Na bun, sunteți gata? Nu, am o idee, dar stai să vedem dacă și pot să o pun în aplicare. Nu pot să o pun în aplicare, din fericire. Din fericire? Păi dacă aveai idee, de ce... Nu mai înțeleg nimic, în fine. Nu-i bine, bă. Nu-i bine, am intrat în panică. Ok. Nu-mi prea place mie în panică, așa. Am o dată. Hai, mă, că stăm după tine 3 ani. Asta-i viața. Nu găsesc, bă, și un loc a tot omul. Un loc de pandalin, bă. Pangolinu. Nu, că știu, gata, știu. Doamne, cât stă el, bă. Nu, mă, ți se pare. Cum adică? Hai că v-am găsit. Bine. Păi cred că o să mă vezi dacă nu mai stă. De nervi. Cred că zici, sunt aici. Hai, mă. Dar nu stau bine, dar nu că știu ce fac, chiar dacă nu stau bine. Mamă, de 5 minute să ascundem. El e și gras, mă, adevărat. N-are loc. Ruică. Haideți, bă. Ok, facem. Bun, stați așa un pic. Gata, pot să-mi dau și puține. No, hai, dați. 3, 2, 1, o beau. Și eu. Păi până când, mă? Gata, bă. Haide, frate. Gata, domnul. Dacă prins, dau de-acum indice, că nu o să mă găsești. Pentru 2 secunde nu mai știam pe parcela cui sunt. Pă bune. Pă bune și pe rău. Înseamnă că ești pe parcela mea. Păi pe a mea clar nu. Numai la mine te pierzi. Pe parcela mea, că în altă parte ne-am. Bine, bă. Bă, tu dai hint-uri deja? Păi dacă am pizbun. Bă, tu dai și ție o minută, ți-o dat ca lumea, da? Da, mie? Da, păi eu am băut și data trecută poțiunea și mi-a dat bine. A, tu ai avut băută, da. Mhm. Băutabilă. El e la beute, bă. Da. Îs lângă o să te am, bă. A zis, bă. Păi au făcut așa, Tot te indici fără să vrea. Cum fără să vreau, că i-am zis, cu gura. A. Bine că n-ai zis cu mâna, bă. Mamă, ce-am zis-o bine. Asta? Bă, 6 minute, zic, Costine! Cum, 6 minute, mă? 50 de secunde, mă, Paletino. Am vrut să-l pun să-ți dea indicii. Ce credea el, bă.
Hai bă că mă plictisesc. Au eu primul indici, acum că dat trebuie să dădu senocifre, mă, și vreau să dau și eu. Nu contează, oricum știu ce să dau. Vreau să dau și eu primul indici. Mamă, mamă, valabil pentru cei de pe live, mai sunt 18 minute până la fix, bă. Uuuu, dați acolo subscribe-ul la Marius Costin. Nebunii. Mamă, mamă. Mamă. Hai bă că e liniște. Stai mă că încerc și eu. Tușește-ți plămânii așa. De seama că în primele 2 minute cauți așa orbește. Încă 10 secunde, da. A, ce-am zis? 9, 8, în primele 2 minute am vrut să zic, nu știu ce-am zis. Ai zis bine. Văd un portal de Nether. Văd foarte mult dirt. El vede foarte mult dirt, mă. Păi da, panda și... mea, nu văd un portal de Nether, înțelegi? Și pe mine nu mă vedeți? Ba da. Ești la Costin pe parcelă. Hai clar că e Ovițianul aici. A început și ploaia. Ne-am dus, e gata. Da, nu mă găsește, bă, că plouă și pe ploaie pandalinii se găsesc ușor. E clar că e aici pandalinii. Pe ploaie pandalinii se găsesc ușor. Doamne, frate, nu cred. Ba să crezi. Pandaline, where are you? 5 minute 20, deci, aoleu, bă, dar nu dă nimeni time set day, zic și eu. Nu, păi eu nu pot, că eu caut. Eu. Așa, bă, acum nu mai găsești ușor, Doamne, ajută. Paletină, bă. Bă, da, nu mai pleci de pe parcela lui Costin, ce-i faci acolo? Păi mă distrez aici. Bine, frate, distrează-te. Pantalinul se distrează. Bă, eu... Da, ce să zic, nu mai zic nimic. Ce? Cred că ești unde am plecat eu, dar nu te-am găsit acolo. Păi tu de unde ai plecat, mă, cum adică? Treaba mea. Îmi place să mă joc în mintea lui. Da, mă, știu că erai acolo, dar n-am timp să-l găsesc pe Costin și după aia vin și te caut pe tine din nou. Dar de ce mă cauți pe mine primul? Bă, sincer, n-am nici cea mai mică idee unde e Costin. Tu știi, bă, unde ești eu? Eu nu știu unde ești, nu. Eu nu știu nici măcar pe ce parcele ești, deci ok. Deci înseamnă că sunteți pe parcele diferite, e bun. 20 de secunde. Nu e adevărat, eu am încercat pe cât posibil să nu mă uit deloc. Ești 15 secunde, vezi să dăm indiciu, dau eu primul. Da, sigur că da. Bă, eu o să dau unul foarte bun, părerea mea. Și eu, sincer, chiar dau și eu unul foarte bun. Îți dau acum, sunt lipit de un crafting table. Ok, eu sunt în subteran. Da, eram sigur că ești pe acolo, Ovițiene. Ia-o pe asta, aoleu, mă lăsa făcea. Nu mai gata, rip. El e clipit de un crafting table, mă. E clipit. O zis Oviții, ești clipit. Nu mă, lipit. Clipit. Bă, da, pleci de pe parcela lui Costin sau? A, mă, lasă prăjeala, că bă, ce troll îmi faci, am plecat de mult, câine de om. Da, mă, da, bă, Costine, tu nu zici nimic. Ce să zic, mă, nu mai zic nimic, frate. Păi dă-te un pic de gol, nu știu. Păi da, sunt acolo. Acolo unde m-am mai ascult. Ah, știu, știu, știu. Tot acolo ești? Eu am sunt Andra. Tu ești în fața mea, mă. Uite, mă, ești în fața mea. Salut, frate. Mă, Doamne, păi acum nu ne mai putem căuta unul pe altul. Da, dar pot să zic că te-am găsit, dacă mă găsești pe mine. Da, parcă n-aveam voie să ne plimbăm noi, de ce ne plimbăm pe aici? Bă, ce troller, bă. Dacă nu vine, stăm aici degeaba. Da, de pure că mă cam plictisesc, da. Bă, ce e drept, da, nici eu n-am prea multe chestii decât portalul ăsta de Nether să-l văd atâta. Ce trolleri urâți, bă. Vrei să zic parcela, bă? Îți zic și eu parcela, dar la 2 minute. Eu zic acum, ați pe parcela mea. Da. Păi nici n-ai voie. Hai că ești pe parcela ta. Nici măcar nu am unde să fiu în subteran pe parcela mea. Nu am nicio mină, n-am nimic. Eu știu unde ești, pandaline, dar nu vreau să zic. Adică îmi imaginez, nu te-am văzut, dar îmi imaginez. Bă, dar spre multe subterane și chestii. Oho. Chiar că-s multe. De exemplu, eu am descoperit o casă secretă sub pământul Laviniei fără să vreau, care pleacă de la Houdini și ajunge sub pământul Laviniei. Deci Houdini și-a făcut casă secretă sub pământul Laviniei. Bă, 15 secunde. Dăm amândoi o dată, da? Da, da, da. Parcela, da? Da, parcela. Zicem doar numele, că-și dă știu seama. Da. 7 secunde. 5, 4, 3, 2, 1. Costin. Costin. Da. Bă, suntem aceiași. Celă. Pur că nu am idee unde ești. Mamă, chiar aș vrea să mă găsească. Bă, și aici am căutat cel mai mult, mă.
Doamne, cum bă? Cum vă să-mi ne găsească niciodată? Bă, dar chiar nu știu unde te-ai putut duce. Tu m-ai văzut pe mine? Nu. Interesant. Doamne, deci de n-am găsit la Costin cel puțin 7 din astea subterane. Ha, te urăsc, te urăsc din tot sufletul. Păi eu sunt într-una, logic, nu? Deci, urmează bine. Uite, wow. Că trece pe lângă mine, stai pe liniște. Taulă, bă, dar nu vă mai ascundeți, mă, pe parcela lui Costin, că n-am nicio șansă să vă găsesc aici. Da. Ah, salut. 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 Costin, hai, bea o dată și ajută-mă să-l găsesc pe ăsta. L-ai găsit? Da, mă, da. Da, mai trecut toată pe lângă tine. Da, unde erai? Zi-mi indiciile pantalinului. Vedeam mult dor și eram în subteran. Da. Și eu încă fac chestia asta. Adică se cam, na. De fapt, nu neapărat, nu știu cum să zic. Tu unde erai mă zi odată? Costine, pe lângă tine am trecut, nu? Da, ai fost lângă mine. Nu vă bagă în seamă nimeni. Ce vrei, mă? Lasă-mă că te caut. Unde erai tu, mă? Eu? Lângă portalul meu de Nether, tocmai ce vorbise înainte. De unde e portalul de Nether dacă o să ți-l arăt, că dacă nu știu. Da, mă, în subterană, dar mă gândeam că e la Houdini, de-aia am pierdut timp. Deci ai zis că vezi mult dirt și? Și la subsol. Subteran, adică sub nivelul solului. Sub nivelul drumului. Cât timp ai, mă? 8, 7, 6, cred 5, că e aici undeva, la sătenii aici. 3, 2, 1, nu m-ați găsit. Unde? Nu era, bă, era pe scări, mă? Eram pe scări, nu pot să cred. Vai de viață. Am crezut că-s de la mine, mă. Hai, mă, lasă-mă de la tine, paletă. Păi da, pe scări. Ați trecut pe lângă mine de 10 ori amândoi. A, aici ai stat, mă? Aia, de 10 ori am trecut. Viține, aici ai stat? Hai jos aici. În groapa asta aici? Exact. Nu, nu, pur și simplu pe scări. Bă, vină să vezi unde m-am ascuns. E bună ideea, asta e bună, da. În mijlocul scărilor, gen. Da, bă, tu ți-ai dat singur exposed că ai făcut, ha. Știu. Uite aici e portalul meu. Tu nu mai găsi, ca să-ți dai seama. Da. What? No. Gândește-te, Ovițiene, eu am căutat. Hai că-ți mai arăt câte catap... Deci există asta, da? Hai cu mine. Bă, da, mai știu nociv că ceva de genul am făcut noi. Da. No, hai, hai de sus. Bun. Aici mai este ceva. Ce mai este? Un câine. Nu, e plin de vulpi acolo jos. Bun, hai cu mine. Hai să sară câte ascunzători are. Să mă dacă știam de aia. Aole, la el pe parcelă și nu știam. Deci aici e altă ascunzătoare imensă. Aici e altă ascunzătoare. Și cred că și prin casă dacă cauți găsești. Prin... Băi, plin, efectiv. Parcela lui Costin e cel mai bun loc să te ascunzi. Mamă, dar sincer, când a venit și Costin și erai și tu, m-am panicat, tu pișto nu m-ați găsit. Da, mă. Dar, bă, a fost bun locul. Și în apă ar fi fost subteran. Îi tremurau picioarele de pandalin, bă. Da, bun. Hai că n-avem episod de 33 de minute, e bine? Am câștigat, o meritat. A, da, și eu cu Costin pe locul 2. Da, e cel mai bun. Deci Costine, dacă, bă, deci Costine a zis, eu am văzut niște bule acolo, dar nu credeam că, păi bă frate, dacă ți-ai dat laptele. Credeam că-s de la mine, mă. Păi dacă ți-ai dat laptele. Doamne. Bă, n-o vrut să câștig, mă, ca să fie și el pe locul 2. Bă, a trecut pe lângă mine de multe ori. Bă, sincer, nu m-am gândit la asta, dar... În fine, bun. Da, cel mai bun hide and seeker. Adică da. Eu am fost, da, bine. Ne vedem în episodul următor, pa, da, pa. Da.